Trafic de calvar în una dintre cele mai circulate zone din oraș, desfășurarea de forțe din piața Farului, ocazionată de prezența lui Klaus Iohannis la Constanța, nu a fost salutată chiar de toată lumea. Șoferii care au avut drum în zona bulevardului 1 mai au intrat într-un adevărat labirint sub îndrumarea polițiștilor de la rutieră, iar mulți dintre ei și-au pierdut răbdarea. La fel s-a întâmplat și în cazul persoanelor care folosesc mijloace de transport în comun. Devierea traseurilor mai multor autobuze RATC i-a obligat pe călători să parcurgă distanțe considerabile pe jos sau să coboare la câteva stații depărtare de casă. Ia vin din oraș cu greutate din cauza lui Iohannis și mașinile astea circulă ca naiba pe aici din cauza lui. Oamenii în vârstă, venim noi pe jos și a captat și tineri ăștia ce fraieri sunt. Nici măcar autospecialele de intervenție nu au avut pe unde să se strecoare în traficul blocat.